Bun găsit la comentariul zilei, sunt Adriana Dascălu Bulina, alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana, bine m-a regăsit! Cei de la Spitalul Județean au ridicat încă o dată, e vorba de o problemă veche până la urmă, problema aglomerării serviciului de urgențe, în special în zilele de sfârșit de săptămână. Da, această problemă a ridicat-o astăzi și domnul doctor Flutur. Domnul doctor Flutur a cerut. Nu-l cunosc pe acest domnul. Domnul doctor Flutur, el știe să acorde consultanță și să ofere rețete pentru orice chestiune. Domnul doctor Gheorghe Flutur. Da, dacă doctor Flutur știi. Deci domnul doctor Gheorghe Flutur a spus astăzi, când se afla pe teren prin județ să inspecteze diguri și drumuri, că e o problemă la Spitalul Județean Suceava, unde se aglomerează secția, unitatea de primire a urgențelor, și s-a întrebat de ce mai există dispensare și cabinete ale medicilor de familie, dispensare și spitale în județ, pentru că vin din tot județul la urgențe, da. Și a spus un lucru care mi se pare pe undeva foarte corect. A spus că Spitalul Județean a ajuns medicul de familie al județului Suceava. Da. Și este o formulare corectă din partea domnului dr. Flutur. Acum eu aș da dreptate și spitalului și medicilor de familie. Adică problema este undeva la mijloc. Doamna doctor Badrajan de la Medicii de Familie are dreptate că s-a bulversat sistemul acesta medical și omul nu mai știe. Se teme că dacă vine îl pune să plătească, dacă nu este pe listă nu știu ce face. Pe de altă parte, și cred că aici este marea problemă, e mentalitatea cetățeanului care una, două se duce la spital. A zis bine doamna Badrajan, dacă faci o secție permanentă de primire unde să fie medici de familie, ce se întâmplă? Adică unde să o faci, cine să-i plătească pe medici de familie, pentru că fiecare medic de familie are cabinetul lui și trebuie să-și primească oameni acolo. Medicul de familie, dacă se duce la policlinică, să spunem, că o să găsească acolo un loc și lasă cabinetul, pe urmă îl caută omul, zice că nu e la cabinet. Deci ar trebui de făcut, dacă se dorește acest lucru, și cred că trebuie așa ceva, de făcut un spațiu în apropierea Spitalului Județean Suceava, unde să fie doar medici de familie care să se ocupe de aceste urgențe. Adică să fie ca o plasă de siguranță sau ca un prim filtru, înainte de a fi trimis omul la urgență, să facă o haltă la medici de familie, care să-i facă un prim consult, să vadă și să facă o triere. Tu mergi la urgență în continuare și tu te duci acasă. Dar cea mai mare problemă e mentalitatea omului. Pentru că el s-a învățat, se duce la spital, acolo îi face de toate, îl gâdele, îi face nimic. Unii n-au ce face acasă, adică stau o noapte întreagă la televizor, se uită la o TV, văd ce văd de la televizor, pe urmă se odihnesc un pic și pe urmă zice, băi, dar diseară până apare Dan Diaconescu, ce să fac? Ia să mă duc eu până la spital. Ce mă doare azi? Mă doare burta, mâine mă doare capul. Eu cred că sunt și câțiva profesioniști, sunt oameni într-adevăr bolnavi, dar acești cetățeni, acești indivizi nu se gândesc că iau din timpul medicilor de la spitalul de urgență. Care și așa sunt puțini. Care sunt puțini, care sunt tracasați, sunt nervoși și își pierd timpul cu unii din ăștia care freacă menta și n-au ce face acasă, și adevărate, când ajung la adevăratele urgențe, s-ar putea să greșească din cauza că sunt obosiți și nervoși. Deci hai să nu mai dăm atac poporul, că nu știu ce, și poporul este vinovat de foarte multe ori, că poporul s-a învățat, mai ales cel care n-a avut contribuții în viața lui, care n-a dat bani nici colo, nici colo, el așteaptă să îi se facă și să îi se dea și una, două să vină la urgențe. Doamna Badrajan a punctat foarte bine, ar trebui amendați, nu amendați, pus să plătească, dacă se constată că a venit telespectatorul OTV, ca să spunem așa, se înțeleagă mai bine la cine mă refer. Dacă vine telespectatorul OTV acolo și se constată că a venit degeaba, să-i dea o amendă de, eu își propun așa, 5 milioane, știi? Ca să nu mai vină telespectatorul OTV, să stea să vorbească cu Dan Diaconescu seara să se plângă cum a fost amendat la spital. Da, și am văzut, domnul Gheorghe Flutur a vorbit și despre posibilitatea acordării unor... Atenție! Deci, hai să stabilim. Atenție! Acum am vorbit despre doctorul Gheorghe Flutur, acum despre inginerul Gheorghe Flutur. Spune. Așa. Posibilitatea acordării unor subvenții pentru încălzire la iarnă. Și la iarnă cald, sau cum e? Și marmotele, ce o să facă marmotele? Deci domnul inginer Flutur a spus și domnia sa așa ceva, se bage, ce să faci? Adică bun, se întâlnește mâine și ce o să întâmple? Pentru că problema e foarte simplă. Cărbunele costă atâta. Cu atâta se ia, cu atâta se face gigacaloria, cu atâta ajunge la populație. Nu se mai dau subvenții de la guvern, municipalitățile n-au de unde să dea bani
Și s-a terminat problema. Dacă omul nu plătește aici, fabrica se închide, se colapsează aici, omul rămâne fără încălzire. Ce se vorbească mâine? Deci nu există. Ce soluție? De unde soluție, să fie bani? Nu? Păi dar nu, că atâta costă cărbunile, atâta costă gazul metan, trebuie plătit pentru că altfel colapsează firma. Guvernul nu are bani, spune că nu are bani, nu dă subvenții, municipalitatea nu are bani. De asemenea. Așa, nu dă subvenții. Și atunci ce soluții să găsim? E o discuție așa, ai mâine să vadă lumea că ne interesează soarta cetățeanului. Și apoi de ce să îl ajuți numai pe cetățeanul care este la oala comună? Ce este asta? Discriminare, nu? Adică dacă cineva a făcut eforturi și a pus centrală termică și plătește prețul pieței, care e la gazul metan și ce mai are de plătit apă și așa mai departe, de ce să nu beneficieze de subvenție omul care a făcut un efort și să beneficieze de subvenție cel care stă ca în timpul regimului comunist, mulhulitul regim comunist, că puterea asta e de dreapta, ăștia sunt criptoliberali. Adică îi încurajează pe aia care sunt la sistemul comunist. Ce e cu discriminarea asta? Nu se rezolvă. Ori e pentru toți, ori pentru nimeni. Ori faci pentru toți, ori pentru nimeni. Dar nu o să facă pentru că n-au cum. Poate există o soluție miraculoasă, dar nu o cunosc eu. Da, eu am făcut facultatea de inginerie mai de mult și n-am profesat, dar probabil că domnul inginer Flutur știe mai bine și s-ar putea să găsească o soluție. Îți mulțumesc, Sorin, foarte mult. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei. Numai bine!